Statele membre au decis implementarea imediată a măsurilor sistematice de control la frontierele externe ale Uniunii Europene, inclusiv asupra persoanelor care beneficiază de libertatea de circulație. Se anunță într-un comunicat oficial al Consiliului Uniunii Europene pentru afaceri interne. Așadar, și controlele la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse au fost înăsprite și totodată s-a dispus ca numărul de personal să fie suplimentat. Circulația pe pod este normală. S-a luat măsura de suplimentare a personalului ca urmare a verificărilor amănunțite asupra persoanelor și mijloacelor de transport care tranzitează frontiera, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară. Măsura are un caracter temporar, scopul fiind prevenirea tranzitării frontierei de către persoane provenite din statele aflate în zonele de conflict, care pot derula activități ce reprezintă o amenințare reală la adresa securității interne și externe. Fiecare cetățean care tranzitează punctele de frontieră românești este supus unui control amănunțit, atât asupra documentelor cât și asupra bagajelor. Cu toții sunt verificați atent în toate bazele de date și asta pentru a vedea dacă nu există alerte pe numele lor. În punctul de trecere a frontierei se prefigurează creșterea timpurilor de așteptare pentru efectuarea formalităților de frontieră. În acest sens, au fost dispuse toate măsurile aflate în competența instituției pentru reducerea timpurilor de așteptare și asigurarea unui control operativ și civilizat. Astfel, s-au luat măsuri de suplimentare a personalului care își desfășoară activitatea la controlul documentelor și de creșterea numărului arterelor de control din punctele de frontieră în cazul în care va fi nevoie. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Giurgiu, Bogdan Coman, spune că în prezent se circulă alternativ pe podul Prieteniei, iar pentru că accesul mijloacelor de transport se face din jumătate în jumătate de oră, există timp suficient pentru controlul celor care tranzitează acest punct.